Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Sam, fraților. Bă, nu știu, n-am mai prea văzut susținere așa la episoade și aia este rău, mai prea postez așa de des de aici. Și dacă mai vreți episoade așa zilnice, adică bine, o să încerc să postez zilnic, dacă văd susținere, încerc să postez zilnic. Deci hai să ne măcar 25-30 de like-uri la acest episod și o să încerc să postez cât de zilnic pot, eu vă promit. Bă, înainte să începe vreau să zic că nu știu dacă o să fac live chiar de 24 de ore mâine, pentru că am și meditații, mâine dau și un căcat de test la română, pișama și pe el de test din ăsta, din nu știu ce căcat de demos, pula mea, nu știu. Și trebuie să o tocesc să alea și o să fie complicat și nu cred că o să poți la chiar de 24 de ori, nu știu, chiar habar n-am, frate, nu știu, frate. Fac și așa un plan, din timpul săptămânii și într-o dată ne dă nu știu cine, nu știu ce test, nu știu ce căcat și poi mei, frate. Chiar nu știu ce să zic. Oricum se apropie Paștele și în Paște chiar vă promit că o să am un live de genul, dar mâine cel mai probabil vă promit cel mai mult un live de, nu știu, câteva ore, 3-4 ore. Nu știu dacă pot, nu știu, chiar nu sunt sigur dacă o să pot, pentru că, nu știu, frate, sunt prea aglomerat și mă și enervează. Minunat, sunt și deștept pe lângă. Wow, și acum nici măcar n-am. Minunat, frate, sunt cel mai bun. Doamne, coaie, cața jgurată. Find vehicle, hai să-i cumpăr și două, stai să-i cumpăr două dacă e, nu? Mai însuri aici, unu. Minunat, frate, sunt cel mai inteligent. Am făcut și aici niște bănuți. Avem 3 caca, mi se pare. Da, 3 caca, 400. Am mai muncit așa, off gamer, nu prea m-am mai ocupat. Mai am încă 2 ore de jucat săptămâna asta și s-a rezolvat. Practic, putem intra în facțiune. De fapt, nu săptămâna asta. 2 ore de jucat în ultimele 60 zile. Dar păcat că imediat o să se ducă timpul ăla, pentru că în ultimele 60 de zile n-am prea mai jucat și asta o să se ducă. Dar trebuie să fac 2 ore ăsta aplicând în facțiune. S-a făcut comanda să și raport de mult, nu știu dacă v-am zis, dar s-a făcut de mult. Adică bine, de o săptămână, nu știu exact. Am auzit la unii că n-au fost mulțumit, chiar dat afară din facțiune, că nu știu ce. Bine, au fost, ia uite, deci cu S.T.S. Jefuiește o afacere. Ok, frate, mergem, mutăm mașina și mergem să facem pizza. Și când facem pizza, facem mai bine și quest-ul acesta minunat. Bă, dacă se strâng 20-30 de like-uri la acest episod, promit că o să încerc să postez zilnic această serie de Sam. Chiar dacă n-am mai prea postat, am postat toată la nu știu cât timp. O să încerc, chiar o să încerc să postez. Așa, că na, pana mea. Hai să mergem să ne luăm ăla. Facem și noi quest-ul. Am apucat să fac că-ți dă câte 100 cape, 100 și ceva de cap, dă și un punct de respect și o le colecționez, am 1051 din 122 și na, mă ajută. Da, unele sunt grele, frate, fie că zice, fie știu o afacere, păi stau acum jumătate de oră în jail, mă duc, o să, n-o să am ce să fac, mă duc direct pe alt server și las joc în pară. Asta e, adică bine, nu e grea, dar trebuie să și iei robul ăla, e complicat, frate, e complicat. Sunt 380 de player, nu cred că aș vedea așa o dificultate în a lua robul ăla, dar măcar ăsta cu fagiu o să facă, ia 100k. Și mă mut de aici pentru că ăsta iar o scumpirentul la 5.000, dă tempul ei mei de fraier. Să stai curent cu tău și cu aici. Ăsta cred că tot 5.000 ar trebui să fie din câte țin eu minte. Da, tot 5.000. O să mă duc la o casă mai retrează, pentru că ce vrea să stau la rent de 5.000, stau o noapte în rentul ăla mea 50k cu ei. Și nu prea mai stau eu să muncesc seama pentru 50k, că 50k se fac din 2-3 ture de pizza, depinde la ce distanță. De ce să stau eu să-i dau banii lor, acum pot să mă duc pur și simplu la altă casă, doar unde să dau rent, nu? Aici am mai zis casă în orășelul ăsta mic, chiar dacă e un pic departe de lăsă, bine un pic departe, e chiar departe, dar nu-mi place mie așa să fiu departe, să fiu un pustier, dar hai să zicem că, na. Unde e aici? La dreapta-s casă. Uite aici la dreapta, dar hai să vedem. Ce rent ar putea să aibă casele astea? Uite, casa asta, hai rentul, frate, rentul, că vrei 69, hai să zicem, poate are unul. Uite, cred că asta s-ar putea să aibă unul. Unul, bine, mă, aici o să și dau rent. Hai să parcăm mașina așa încet. A, trebuie să trebuia să dau și parc. Da, uitați-te chestia asta, mașina parcată. Rentul. Gata, frate, s-a rezolvat. N-am mai vrut să stau acolo, că n-avea niciun rost, frate, chiar n-avea niciun fucking rost. Bă, nu trebuie să o las aici, că cine știe, ăsta mai are parcat pe aici mașină, nu știu. Vedem. O parchez în spate, nu știu, că ăsta poate mai are o parcat o mașină aici, nu? Să mă bam aici, că aici nu cred că are, frate. Parc, gata.
Și cam atât, asta e noul meu habitat de ce dracu cu aia. Aici o să mă găsiți. Asta e casa ID 50 în zona asta, ești undeva. Mă tot întrebau băieții pe la e frate. A, bai, da, nu știu. Ce să zic, mi-aș băga iar Windows 10 că uite, de exemplu, am încercat să mă joc unele jocuri mai noi și nu mergeau, dădea eroare, zicea că nu știu ce, DirectX-ul ăla zicea că nu-i compatibil, că nu știu ce. Dar, nu știu frate, de dacă nu mai apreciați am putea să-mi bag și Windows 10, că oricum pe Windows 10 nu merge să filmez cu OBS-ul SAMP și nu am cu ce altceva program să filmez. OBS-ul e cel mai bun pentru mine și nu știu frate, chiar abar n-am. Și plus că Windows 7, na, nu e mai bun decât Windows 10 și la performanță e mult mai slab decât Windows 10, adică, mă rog, o să vedem noi cum stă treaba aici. Îți beau și un antivirus ceva, că ia prea mulți virus și au și mi-am băgat toate minunile în PC, ar trebui să las așa PC-ul, frate, gol. Mi-am băgat să-mi fac server de SAMP, să-l testez, mi-am băgat ăla să conectez, bă, am băgat toate programele, frate, trebuie să-mi golesc un pic PC-ul și să-l las așa, bag un antivirus, să-i dau clear la tot, chiar dacă antivirusurile neplătite nu sunt bune, pentru că, logic, de fapt, zic, nu, frate, nu-ți curățăm un virus și știi, chestiile alea, zic, îți dai scan la PC, stai 10 ore să-ți dai scan și după aia la sfârșit plătește 29 de euro pentru a ne cumpăra antivirusul pentru o lună ca să-ți cureți virus, știi? Și stai 10 ore, adică nu zice nimic înainte, stai 10 ore și după aia plătește 29 de euro, 95, foarte ieftin, nu știu ce, știi? Pentru un antivirus, ui mei, frate. Nu te aștept cu nimic, eu doar așa să-i dau un scan mic să fiu sigur că n-am niciun virus. Chiar dacă nu prea am probleme cu performanța, nu-mi place mie, nu-mi place mie așa, nu-mi stă mie așa un gol în stomac când mă gândesc, frate, am virus, n-am virus, nu, chiar nu pot. Și legătură cu serverul de SAMP, am un PC vechi aici, care n-am ce face cu el, așa că s-ar putea să-l țin pe ăla, pentru că nu prea găsesc costuri bune. Și m-am gândit, da, m-am gândit și pe live-uri, pentru ea care stau pe live-uri active, m-am gândit să fac server de SAMP ceva, dar să-l țin pe ăsta, ce faci, frate, ești așa de împiedicat. Da, mergem la Barbot, cred că asta ar fi singura asta. Și să mai discutăm. Am văzut pe un site, nu mai știu exact cum se numea, oricum era un istoric, Heavy sau ceva de genul, și procesoare la mâna a doua și alea și mi-aș cumpăra de acolo câteva chestii pentru PC-ul vechi. Adică nu merită să aibă atâta. Adică procesorul la care l-am eu acum e un Pentium Dual Core de 2.5 GHz. Ar trebui să-l fac, să-i cumpăr cooler nou, că coolerul la stoc e paletă, e săracul, rup, tot rip. Și chiar o să-mi țin serverul de pe PC-ul ăla, o să văd să fac și o să-l țin, o să fac, o să aibă vreo 150 de sloturi, 200, pentru că nu trebuie mai mult, o să-i fac și o promovare, o să filmez și-o pe el, admin, nu știu cum se aleg exact, dar o să aleg eu cumva, deci pana mea, frate. Nu știu, să iau un hard disk nou, pentru că rămâne, oricum o să-i dau backup pe hard disk-ul meu principal de pe PC în fiecare zi, nu știu, la o oră anume, pentru că, uite, hard disk-ul ăsta pe care l-am acum, săracu amărât, îl pornesc, face zici că e tractor și nu ai cum. Pui mei, vă faceți acolo, poate vă cumpărați puncte premium cu bani real, nu cred că o să fac oricum donații, pentru că n-aș vrea să vă dați. Tu devine unul și bagă 50 de lei în serverul meu, știi? Și după aia mi se fute hard disk-ul și se duce tot ce avea. Pot să-i dau înapoi, dar ce dovadă are el că avea chestiile alea? Bine, oricum, dacă ar fi să se întâmple chestia asta, i-aș da naiba și mai mult și cât ar zice el, pentru că, pui mei, bași la urmă bani într-un joc și după aia să ți se strice salea, pui mei, nu. Oricum, n-am de gând să, nu știu, aș face chestia asta cu donații. Un pic de donații, fac un server să vă distrez, să stau cu voi pe live-uri alea, fac eventuri, chestii, nu să donați. O să găsești un scripter, ceva, pui mei. Nu știu cum se numește serverul, dar deocamdată ați văzut că l-am deschis așa pe live, ați intrat și voi, ne-am jucat acolo. V-am dat admin 6 la toți, am făcut 1v1 chestii ce n-a prea contat ce am făcut. Am făcut ce am făcut de acolo. Dar dacă vreau să fac ceva, să fie ceva serios, să de durată sale, știi? Și mă gândeam, uite, mai și PC-ul ăsta vechi, am ceva ce cu el, de ce nu-i nimeni la barbut? Spune și mie cineva de ce nimeni la barbut? Mă rog, oricum, dacă fac ceva, să fac ceva serios, știi ce zic? Adică nu o să fac de la. Am mai avut un server prin 2013, adevărul, când. Da, aveam PC-ul ăsta pe care îi zic acum că e vechi. Dar nu țineam cont, îl țineam tot timpul pornit, like, dar acum nu pot să-l țin pe ăsta principal tot timpul și l-am pe ăla, păi, mă rog, și da, asta mă gândeam, să fac chestia asta, nu știu, oricum o să vă anunț, o să fac infovideo cu deschiderea, cu alea, când o să deschidă, nu sunt sigur că o să deschidă, acum trebuie să scriptez alea, mă pricep și eu acolo cât de cât, dar așa, nu prea mă pricep eu așa să fac un server de la să-l deschid oficial, salea, nu, chiar nu la nivelul ăla, momentan.
O să văd, o să vorbesc colaborări cu alea, adică să vină cineva, nu știu, îi dau admin 6, văd cum fac, îi fac și o promovare, ceva să-mi scripteze, că nu mă pricep eu la toate alea, să rezolv bug-uri și alea, vă dați și pe seama. Oricum, nu e 100% stabil și nu știu ce durată va avea, așa că în niciun caz nu o să fac donațiile, o să le scot, sau o să le las acolo, dar nu o să aveți ce să plătiți, practic. Nu o să aveți unde să băgați banii. Deci shop-ul o să rămână, știi, să spun cu puncte premium, o să mai fac event cu puncte premium și alea, dar, sau nu știu, quest-uri cu puncte premium, o să zic că am copiat de la Oweg, da, unii mei, frate, nu vreau să fac cu donații, deci nici măcar o donație. Adică nu o să arate pe panel secțiunea donații, știi, nu o să arate pur și simplu, pentru că nu vreau să donați cu ei. Că m-aș simți și eu așa să bag, mamă, frate, m-a pus de serios, să bag 500 de lei, mi-au toate chestiile de pe server, îmi dau și admin 6, știi? Și după aia a doua zi să se închidă serverul. Sau să se ducă tot din baza de date și să se fută tot. Păi, ce pui mei, frate? V-am zic și eu, aiurea, de aia nu o să fac chestia asta. O sunt bulagiu. Și, na, nu știu ce să mai fac pe aici. Bă, trebuia să facă la quest-ul cu Fagio. Dar, oricum, o să fac eventuri, nu știu, eventuri, cum se zice. Și atât, nu știu. O să vorbim despre chestia. Sau cine e pe live, cine intră, cine zice primul eu în chat, primește 50 de puncte premium, sau 10, sau 15, nu știu, sau o să fac gen, o să văd un script pe ceva care să facă gen, nu știu, să mă aștept să fac cadouri cu puncte premium, adică ia, pe baghet cum e, dacă scriu o place, îți zice că n-ai admin, da, you are not an admin. Dar pe unele servere, dacă dai o place, nu-ți arată nimic, adică nu trebuie să știe playerii de cum e zilele astea, știi? Scriu că trebuie să știe, zic așa, eu am notat la mine, sau nu scrie nimic acolo mei. Oricum, o să vorbesc, o să fac mâine live, după cum am și bine zis. Poate o să deschid un pic serverul mâine, chiar dacă nu sunt sigur de chestia asta. Oricum, astăzi vreau să spun că m-am apucat acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!